Viorica Dăncilă, președintele PSD, a fost prezentă sâmbătă la Călăraș. Premierul a participat alături de Eugen Teodorovici, președintele executiv, și secretarul general Mihai Fifor la întâlnirea membrilor Comitetului Executiv Județean al PSD Călăraș. Pe ordinea de zi a ședinței s-au aflat subiecte importante pentru membrii PSD Călăraș. În cadrul discuțiilor s-a făcut și o analiză obiectivă a rezultatelor obținute la alegerile europarlamentare. La finele ședinței a fost organizată o conferință de presă unde au fost abordate subiecte precum desemnarea candidatului la prezidențiale, remanierea guvernamentală și pasajul de la Drajna. Vizita premierului în Călăraș face parte dintr-o serie de astfel de deplasări pe care noul președinte al PSD le va face în județe pentru a discuta cu membrii organizațiilor județene în perspectiva alegerilor prezidențiale din toamna acestui an. Pe data de 3 august, în cadrul Congresului PSD, va avea loc desemnarea candidatului partidului pentru alegerile prezidențiale. După știți, am promis că vom ajunge în fiecare județ al țării pentru a face o evaluare a rezultatelor obținute la alegerile europarlamentare și referendumul din 26 mai. Astăzi ne aflăm la Călăraș, unde împreună cu președintele organizației PSD Călăraș, cu cei 17 primari, dar și cu membrii Comitetului Executiv Județean, am trecut în revistă principalele probleme, atât la nivel județean, cât și anumite aspecte legate de desfășurarea alegerilor la nivel național. Așa cum am promis, vrem să facem o evaluare, vrem să ascultăm părerea tuturor. Cred că este importantă opinia fiecărui membru al Partidului Social Democrat, este importantă opinia președintelui organizației județene, tocmai pentru a elimina greșelile făcute și a porni cu motoarele turate spre alegerile prezidențiale. Înainte de Comitetul Executiv Județean, am avut o întâlnire cu președintele Consiliului Județean pentru a vedea care este stadiul proiectelor la nivelul județului Călăraș, ce proiecte au în desfășurare, care este stadiul acestora, pentru că, așa cum știți, atunci când am vorbit despre proiecte, când am vorbit despre PNDL 1 sau PNDL 2, nu am ținut cont de culoarea politică și pentru noi este important ca fiecare județ, fiecare regiune a țării să se dezvolte, să vorbim de coeziune nu numai la nivel european, să vorbim de coeziune și la nivel regional. Am discutat cu primarii, cu cei 17 primari, am discutat cu consilieri județeni, cu parlamentari, astfel încât să putem să avem o opinie generală și mai multe păreri referitoare atât la organizarea Partidului Social Democrat, la modul în care vom vedea organizarea în următoarea perioadă și este foarte important ca aceste opinii să vină de jos în sus, pentru că așa reflectă cel mai bine situația existentă la nivelul fiecărei comunități. La nivelul județului Călăraș, cu toate că din 55 de primării Partidul Social Democrat are doar 17, rezultatele au fost peste nivelul național. A existat o abordare, spun eu, bună în unele localități, o abordare mai puțin bună în altele, dar cred că atunci când analizăm, când vedem care au fost motivele care au condus la rezultatele respective, putem să luăm decizii și să ne schimbăm și modul de a acționa.